Bună ziua, domnule primar, doamnă secretar general, stimați colegi, permiteți să începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare centru de agrement și activități sportive în municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 190 din 8.12.2017 privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNISA a amplasamentului necesar realizării obiectivului extindere spații spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 27.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere rețea de piste de biciclete și reamenajare trotuare pe strada Mihai Eminescu, strada George Coșvuc și strada Capitan Zăgănescu din municipiul Moinești, faza Dali și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări dacă aveți, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Poftiți, domnul consilier. Doar un singur aspect aș vrea să supun atenției dumneavoastră. Deși noi indicatori tehnico-economici intră în vigoare după aprobarea hotărârii de Consiliul Local, la data intrării în vigoare a noi a hotărârii de Consiliul Local, aș dori să observați că în raportul de aprobare se precizează că indicatorii tehnico-economici sunt calculați la 11.05.2022, iar în devizul general și în raportul de specialitate se precizează 12.07.2022. Să punem de acord cele trei date și dacă... Și dacă ne poate spune cineva care a fost coeficientul mediu de ajustare... Imediat ajunge domnul Armeanu. Am înțeles. El este managerul acestui proiect și... Nu, nu sunt probleme deosebite. Imediat cum ajunge, da?
Da, ca să nu stăm până ajunge că a fost anunțat. Nu, eu doar atâta, să, dar noi putem să-l votăm, că votăm pentru. Plen vă poate da răspuns. Da, da, am înțeles. Okay. Da. Da. Șase. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de... O secundă. Poftiți. Totuși a venit domnul Armeanu. Da. Păi așteptăm dacă nu vine. Vă rog dacă puteți repeta întrebarea. Să... Domnul Armeanu, dacă, care este coeficientul mediu de ajustare? Eu am citit OUG 64, dar acolo sunt mai multe coeficiente. Lucrărilor în bază de executat la data de 11 mai. În proiect de hotărâre pe care l-am supus, era folosit chiar coeficientul plafon de 23%. Da. Și am observat că totuși și această ajustare de întâmplare de pentru că... Am văzut că este la, un, la o paritate euro-leu de 4,57. Da, este paritatea în linia de finanțare. Ce se întâmplă? Această sumă pe care o introducem noi astăzi în deviz e, să spunem, o sumă teoretică. Ea e introdusă în deviz ca să creeze un buffer, un fond tampon, din care să se alimenteze lunar sau de câte ori este nevoie, ajustarea solicitată de către constructor, calculată în baza formulei de ajustare de la articolul 17 din ordonanța de urgență. Este posibil ca pe parcursul derulării contractului de lucrări, în funcție de evoluția prețurilor, să nu consumăm integral banii ăștia. Așa cum este posibil, poate chiar mai probabil, să depășim acest plafon introdus acum. Drept urmare, va trebui la un moment dat să mai mărim încă 10% din restul rămas de executat și încă 10%, dacă va fi nevoie, bine. Legea ne permite, o ordonanță de urgență ne permite să mai facem mărire de câte 10% din restul rămas de executat la datele respective, fără însă a depăși o valoare, o creștere cu mai mult de 50%, că ne permite legea achiziției. Da, mulțumesc. De ce? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Moinești și RC, Europe Development, SRL, pentru realizarea investiției, amenajare, acces rutier și intersecție sens giratoriu, strada atelierilor, numărul 144, Municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului privind propunerea de acceptare a donației unor tenereri din partea RC Europe Development SRL și includerea acestora în domeniul public al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, o abținere.
8. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acestuia la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru beneficiarii legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 91 din 2015 privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Măinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea lipirii unor imobile situate în intravilanul municipiului Măinești, strada Zorilor, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Poftiți. O să vă rog să consemnați că nu particip la vot la acest proiect. Vă rog. Mulțumesc. Alte întrebări dacă sunt? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de uz și de interes local și apartenența acestuia la domeniul privat al municipiului Măinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Măinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări? Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe deteriorate din municipiul Măinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții?
Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Vinerică Adrian, persoană cu dizabilități. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, poftim domnul consilier. La un moment dat, în proiectul de hotărâre, se stipulează persoană cu dizabilități, 2.000 lei pe lună pentru subvenționarea diferenței de cost lunar a internării în centru rezidențial. Știm cu toții că subvenția se acordă prin lege organică. Aș propune să înlocuim subvenționarea cu achitarea diferenței de cost lunar a internării la centru rezidențial, pentru că subvențiile se dau prin lege organică. Mulțumesc. Mulțumesc. Supunem proiectul la vot cu amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog frumos. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Creșei Primii Pași Moinești. Vă rog să faceți propunere. În partea grupului PNL propun pe doamna Lăzăraie. USR nu are propuneri. PSD nu are propuneri. PMP nu are propuneri. Trecem la vot. Da. Lați avizul pentru proiectul de hotărâre. Da, Comisia de Urbanism, dacă propunerea este validată, o să mergem la validarea proiectului pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți alte propuneri, am înțeles că nu, atunci supun proiectul la vot cu propunerea făcută la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu propunerea făcută. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Ședința pe comisie a luat sfârșit. Urmează o pauză și ședința de plen. Pentru prezență vă rugăm să vă porniți sistemul. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Declarăm deschise lucrările ședinței ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Moinești de astăzi, 13 iulie 2022. În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați astăzi, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 542/2022, pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local a lunii iulie. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți un număr de 18 consilieri din cei 19
consilieri validați în funcție, lipsind motivat domnul consilier Mocanu Iulian. Având în vedere ordinea de zi propusă, aș dori să consult plenul în vederea acordării votului pentru procesul verbal al ședinței ordinare din data de 16.06.2022. Dacă aveți completări față de forma care v-a fost transmisă pentru consultare. Mulțumesc. Cu 18 voturi pentru a fost adoptat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 16.06.2022. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință pentru a vă supune atenției ordinea de zi propusă pentru ședința de astăzi și pentru a parcurge lucrările ședinței. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua! Supun la vot ordinea de zi. Ordinea de zi a fost votată cu 18 voturi pentru. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, rectificarea bugetară care ni se propune astăzi pentru bugetul de venituri și cheltuieli, din punctul meu de vedere, are trei mari puncte demne de apreciat, din punctul meu de vedere, și anume, un prim aspect este o donație de la OMV Petrom de 200.000 lei, care a fost repartizată pentru amenajarea centrului de agrement și activități sportive în municipiul Moinești. Un al doilea aspect pozitiv este identificarea resursei de finanțare și alocarea sumei de 132,20 mii lei pentru plata drepturilor restante la grădinița, la creșa primii pași, reprezentând vouchere de vacanță și bonuri de masă. Și nu în ultimul rând, s-a identificat o parte din sursa de finanțare pentru proiectul pe care l-am nominalizat mai înainte, în sumă de 584.000 lei, deci până am înțeles că total proiectul vreo 800.000 lei. Așa, și a fost repartizată deja, a fost cuprinsă în buget, deși acest lucru trebuia să se întâmple după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, dar având în vedere donația, trebuia această sumă prinsă în buget. Aș întreba doar o singură, un singur aspect. Am identificat o sumă de 17.000 lei deplasări în străinătate. Este vorba de deplasările cu Asociația Municipiilor și Orașelor sau e o acțiune la nivelul primăriei? E o deplasare în luna septembrie cu Asociația Municipiilor din România. Sunt nu știu câți primari exact care vor merge din delegație, inclusiv directorul AMR și președinte la Copenhaga, Paris și Berlin. Da, mulțumesc. Alte întrebări? Dacă nu mai sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare centru de agrement și activități sportive în municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Raport comisiei. Vă rog, dacă îmi permiteți. Despre acest centru de agrement, am lucrat la un proiect tehnic, s-a eliberat și autorizația de construcție chiar astăzi. Urmează să aprobați și dumneavoastră sumele pe care le vom aloca, nu sunt puține, în jur de 800.000 de lei. Dacă o să studiați documentația tehnică, o să vedeți că este un teren, o bază sportivă cu un centru de agrement, dotat cu teren de sport, de tenis, de câmp, în mod special pe zgură, ceea ce nu există
în multe localități, dar nici în Moinești, vestiare cu grupuri sanitare, un modul metalic cu mese, scaune pentru petrecerea timpului liber, șah, remi, alte activități, o tribună cu vreo 60 de locuri, împrejmuire, iluminat nocturn, dar și un sistem și o aplicație ca acest teren să poată fi folosit în baza acestei aplicații cu interfon la poartă, atunci când cineva din, responsabilul din primărie va fi solicitat, va rezerva terenul contra cost, bineînțeles, vom avea și o hotărâre de Consiliu să stabilim și un cost pe oră sau pe eveniment, după care va avea și un regulament după care va funcționa, va fi afișat acolo la teren, iar cei care nu respectă acel regulament sau nu-și achită contravaloarea orelor pe care le închiriază, nu va mai primi, nu va mai putea închiria acel teren. Eu spun că este binevenit, pentru că nu există la momentul ăsta, în afară de terenurile de la școli, și un teren în care sportiv, cetățenii ai municipiului Moinești să-și poată desfășura o activitate sportivă și de agrement. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 190 din 8-12-2017 privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției și predarea către Ministerul amplasamentului necesar realizării obiectivului spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. Vă mulțumesc. În articolul 2 din proiectul de hotărâre se stipulează: Consiliul Local se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. Cred că este o formulare nefericită, în sensul că probabil se referea la depozitarea deșeurilor și organizarea de șantier. În schimb, din câte cunosc eu, acest proiect este un proiect în parteneriat cu OAT Moinești, în care OAT are o contribuție de 501.862 lei. Care e efectuată. Da. Și cred că această formulare ar trebui să fie cam așa. Consiliul Local se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea deșeurilor și pentru organizarea de șantier. Da, draftul este venit de la Compania Națională de Investiții. Și ei pot greși. Pot greși, dar să nu ne întoarcă de la... Pentru depozitarea și organizarea șantierului, gramatical înseamnă că depozităm șantierul. Lăsăm așa, dacă ziceți. Să nu ne-l întoarcă, că au așa niște... Și hotărârea inițială. Exact, are aceeași formulare cu hotărârea inițială. Alte întrebări, dacă mai sunt? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru. 5. Privind aprobarea documentației tehnico economice extinde realizat de piste de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu, strada George Coșbuc și strada Capitan Zăgănescu din municipiul Moinești, faza Dali și a indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot.
Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Moinești și Iași Europe Development SRL pentru realizarea investiției amenajare accese rutiere și intersecție sens giratoriu strada atelierelor numărul 144, municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 7. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului privind propunerea de acceptare a unor donații, a donației unor terenuri din partea RC Europe Development, SRL, și includerea acestora în domeniul public al municipiului Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier. Mulțumesc. Cred că la acest proiect de hotărâre trebuie să mai purtăm niște discuții, astfel încât să putem găsi soluția cea mai legală și oportună. Despre ce este vorba? Deci, această firmă Europe Development, SRL, dorește să doneze două loturi de teren, 423 de metri pătrați și încă un lot 437 de metri pătrați. Să pune problema că la data în care dânșii doresc să doneze, nu sunt proprietari de drept al terenului, în sensul că există un precontract, să nu uităm că toate documentele sunt întocmite pe BATSERV, ori precontractul este un document provizoriu, trebuie mai întâi ei să devină proprietarii terenului. Acesta un prim aspect. Un al doilea aspect. Haideți să ne gândim cum eliberăm autorizația pentru construire. Dacă ei vor dona terenul către UATE, articolul, ei nu mai sunt proprietari al terenului. Articolul 50, articolul 1, litera A din legea 50, pe 1991, privind autorizarea lucrărilor de construcție, spune așa, că autorizațiile de construcție se eliberează persoanelor fizice și sau juridice care fac dovada unui drept real asupra terenului. Dacă ei donează terenul UAT, nu mai pot face dovada unui drept real asupra terenului. Și atunci cum îi eliberăm autorizație de construire? Opinia mea este că ar trebui să le eliberăm autorizația de construire, să construiască, după care să facă predarea investiției către UAT. În acest moment, această societate a solicitat patru certificate de urbanism și urmează al cincilea. Cele patru certificate de urbanism sunt pentru clădirile din incinta fostei baze tubulare, vreo 30 ceva de mii de metri pătrați, pentru construirea unui spațiu comercial, respectiv Kaufland, pentru construirea altor spații comerciale, un outlet, pentru construirea parcării, stații de încărcat, autovehicule și nu mai știu ce, și pentru sediu administrativ, centrală termică și toate alea. Pentru sensul giratoriu, nu au solicitat încă un certificat de urbanism, pentru că au nevoie de aceste documente. În primul rând, vor dona acest teren UAT în domeniul public. După ce această hotărâre va fi intabulată și aia, va trebui să trecem terenul și în domeniul privat, pentru a-l prinde în actul de parteneriat pe care îl avem mai devreme, un act de parteneriat care va sta la baza eliberării certificatului de urbanism, pentru că acolo suntem parteneri. După finalizarea construcției, aceasta va fi predată municipiului Moinești, în totalitate. Dar autorizația, având în vedere contractul de parteneriat, se poate da și această autorizație de construcție pe numele lor. Domnul Florea, vă rog dacă aveți altceva. Sunt două loturi de
de teren care sunt evidențiate în documentația cadastrală, acele loturi de teren deși au venit cu solicitarea de a le preda, de a le dona primăriei Mănești, probabil noi le vom lua în domeniul privat, se va face trecerea. Deci ei le vor dona către primăria Mănești, se face acordul de parteneriat în vederea eliberării autorizației de construire. După edificarea sensului giratoriu, ei vor veni și vor face predarea spre administrare către primăria Mănești. Ei veniseră cu solicitarea, de a face și o dezmembrare, vrem să facem dezmembrare din drumul național, să le dăm un titlu gratuit, o bucățicușă de teren în vederea edificării unipol, ne-am opus, n-am fost de acord, unipolul și îl vor monta pe terenul proprietate dânsii. Deci nu, conform regulamentului pe care tot noi l-am aprobat, în sensul legeratorii care se vor construi de aici înainte, nu mai este permis să se monteze acordul de parteneriat. În acordul de parteneriat, la ultimul punct, este prevăzut în mod... ...partenerilor să transfere posesia investiției către partenerul beneficiar, municipiul Mănești, cel mai târziu, în termen de 6 luni, de la data recepției finale a lucrărilor de construire. Mulțumim! Inclusiv investiția va aparține primăriei Mănești în continuare. Și se va face, bineînțeles, alipirea la sectorul de drum național, care este cadastrat și este proprietatea OAT Mănești conform hotărârii de guvern. Am înțeles. Deci s-a pus această întrebare celor de la CNAIS vis-a-vis de proprietatea și administrarea drumului. În protocolul de predare primire și în hotărârea de guvern, ne dă nouă în administrare drumul. Ce înseamnă? Dar proprietari pe teren și pe acest drum suntem noi. Administrarea e asfaltul ăla. Dar, de fapt, noi suntem proprietari, să știți. Am citit protocolul, parteneriatul. Noi l-am aprobat, parteneriatul, la punctul 6. Aici era doar, la punctul 7, este intenția de donație. Deci, eu să înțeleg că acest teren este... sunt două suprafețe care fac accesul în sensul giratoriu, da, dinspre investiție, cum ar fi. Dinspre investiție. Va fi plasat în zona pecului, la Peco Petro, mai spre Bacău. La momentul construirii, pe axul de drum care vine din Bacău și intră în Mâinești, va rula, autovehicul va rula pe calea dreaptă. Când cobor din oraș de la sensul de la Lidl, nu este loc, pentru că pe drumul național, pe drumul european, sensurile giratorii trebuie să aibă un anumit diametru, dacă nu mă înșel, 12 metri. Mergând cu o bandă de 4-5 metri, da, cât este, plus 12, nu e loc pe banda de coborâre. Și atunci, pentru a realiza acest sens giratoriu, cei de la development donează cele două suprafețe de teren primăriei, trec în domeniul privat, se eliberează autorizația de construcție, după care revine în proprietatea municipiului Mâinești. Am înțeles. Deci, cele două loturi sunt parte, componentă a sensului giratoriu. A sensului giratoriu, astea sunt în proprietatea dumnealor, dar vor deveni... căi de acces. Parcarea este altceva. Știu, pentru că știți că se pune problema impozitelor pe teren, după aia se pune problema întreținerii căilor de acces și așa mai departe. Da, 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 da. Nu suntem noi primii, știți, la Oșan, la Bacău, știți, la Focșani, la Carrefour, acolo în stradă, același lucru. Da, dacă e parte componente, e ok. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă mai sunt alte întrebări, discuții, dacă nu, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 8. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a gratuității și cuantumului acesteia la transportul urban de mijloace, cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru beneficiarii legii numărul 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții?
Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 91/2015 privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Măionești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile situate în intră. Nu, suntem la 10. Da. Alipirii unor situate în intravilanul municipiului Măionești, strada Zorilor, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o neparticipare la vot. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Participare. Proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru. 11. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil, teren de uși de interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Măionești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Măionești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe deteriorate din municipiul Măionești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Vinerica Adrian, persoană cu dizabilități. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun la proiectul la vot cu amendamentul domnului consilier. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog, domnul consilier.
Cred că s-a scurs o greșeală în redactarea documentelor. În raportul de aprobare la alineatul 2, precum și în raportul de specialitate la alineatul 5, se invocă prevederile legii 215/2001 privind legea administrației publice locale. A fost abrogată în 2019 de codul administrativ, articolul 597. Vă mulțumesc. Și propun să înlăturăm. Alte întrebări? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 17 voturi pentru și o abținere. 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Creșei Primii Pași, Moinești. Vă rog să trecem la votul secret. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia Juridică, aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Vot acordul de principiu, nu? Da. La diverse. Da, cum spui. Raportul da, da, da. Da. Eu și-a fost raportul domnului primar în sala mare și la diverse mergem pe. Comisia de numărare, vă rog. Așa mare. Vă rog să dați citire procesului verbal. Proces verbal al Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Creșei Primii Pași Moinești. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breahnu Neculai, președinte, Budacă Cristinel, secretar, Margine Gelnu, Pascalini, Nini, Alexandru și Marco, Alexandru Cătălin, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 18 buletine de vot, 18 valabile exprimate, niciunul nul.
În urma numărării voturilor a rezultat următorul vot. Alăzrai Raluca Maria a obținut 18 voturi, niciunul împotrivă. Drept pentru care doamna Alăzrai Raluca Maria a fost desemnată reprezentantul Consiliului Local al Municipului Moinești în Consiliul de Administrație al Creșei Primii Pași Moinești. Mulțumesc. Semnează comisia. Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu, supun proiectul la vot. Proiectul a fost votat cu 18 voturi pentru. La punctul 17, raportul primarului municipiului Moinești privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Moinești, vă invităm în sala mare. Da, dar mai este un punct... Da, la diverse, în schimb. Trebuie să ne dăm un acord de principiu, în urma... Vă rog, domnul primar. Da. Am venit cu acest punct la diverse pentru că am primit o adresă în urmă cu câteva zile de la o firmă ADL Invest care deține o suprafață de teren în municipiul Moinești în 6175 de metri. După cum reiese din adresă și din informațiile de la Serviciul Impozite și Taxe, această firmă este în insolvență sau faliment, nu știu cum e acum. Insolvență. În insolvență, având o datorie către bugetul local de aproximativ 80 și ceva, 84 de mii, sau 97 cu ceva accesori. La această dată, lichidatorul de la această firmă, sau administratorul judiciar, cred că este, nu este așa, ne solicită compensarea sau darea în plată, mai exact termenul, mă ajută doamna director economic, ca această suprafață de teren să intre în domeniul privat al municipiului Moinești, ca și contravaloarea sumei pe care ne-o datorează. La acest moment știm cu toții că la masa credală, suntem înscriși la masa credală, dar primele sume pe care le recuperează le dă către bugetul statului și nu suntem noi primii care suntem pe acea listă de a primi această sumă. Fapt pentru care dacă din recuperarea dumnealor nu vor exista sume disponibile să ne plătească și nouă această sumă la impozite și taxe, vom rămâne păgubiți. Venind cu această suprafață de teren, suprafața de teren evaluată de un expert evaluator acreditat ANEVAR. Am cerut acest document, este în material, nu știu dacă a ajuns și la dumneavoastră, este o expertiză a suprafeței de teren. Pe metru pătrat este o sumă mai mare decât încercăm noi să-i oferim, adică 3,20 euro metru pătrat în evaluare este 3,91. Eu vă cer acordul să stabilim această sumă de 3,20 ca să închidem suma datorată la bugetul local, nu să mai dăm și alți bani în plus, așa cum reiese din raportul de evaluare. Cred eu că este mai bine să luăm ceva decât să nu luăm nimic. De aia, dacă sunt discuții, vă stăm la dispoziție să vă răspundem la întrebări. Dacă nu, să fiți de acord să pornim, așa cum am scris și aici, astăzi un acord de principiu pentru a face o ofertă de preț firmei care asigură insolvență. Mulțumesc. Mulțumesc, domn primar. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, supun la vot acordul de principiu. Acordul a fost aprobat cu 16 voturi pentru, o abținere și un împotrivă. Dacă la diverse mai aveți ceva? Dacă nu, eu vă invit în sala mare, pentru că acolo e ecranul mai mare, mai sunt și invitații și vă rog să nu plecați, să stați, să vedeți și realizările de până acum. Da, doamna Oana are ceva la diverse. Da, vă rog. Bună ziua! Bună ziua!
Pe 15 iulie, ora 14, avem onoarea să vă invităm la deschiderea oficială a zilelor medicale, care va avea loc aici la Clubul Lira și vă așteptăm pe toți să fiți alături de noi. Mulțumim! Mulțumim. Da, e un eveniment, să continui și eu, care are loc în această perioadă, în mâine și începând de mâine, vineri la ora 14, așa cum vă spunea doamna director economic, doamna Gămanoana, are loc deschiderea oficială aici. Va avea loc la ora 13 și inaugurarea blocului operator a fost reabilitat printr-un parteneriat cu Consiliul Județean. Valoarea trece de 4 milioane de ron, 90% asigurat de Consiliul Județean, 10% din bugetul local. Este gata, va fi de folos unității noastre, Spitalului Municipal de Urgență Moinești, având în vedere că de mai bine de un an și jumătate a funcționat doar cu o sală de operații, da? Două, cele modernizate. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă adresez o invitație, că în acest weekend are loc și festivalul Vis de Stea. Vorbeam cu doamna Irina Pasalov zilele trecute, sunt înscriși 224 de copii din toată țara. 206 sunt din alte localități și 18 sunt din municipiul Moinești. Din juriu fac parte Luminița Angel, Nico și Woody, plus câțiva compozitori. Evenimentul se desfășoară pe scena din Parcul Băi. Vor fi montate și acele scaune pe care le-am achiziționat și evenimentul va începe de vineri de la ora 14. Iar gala premiilor va avea loc duminică începând cu ora 16, cât și câteva recitaluri a celor din juri. Încă o dată vă rog să mergem în sala mare și să aveți răbdarea să parcurgem și acest raport.